Oh. Pornită. Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Vorbim în limbajul acesta obișnuit de întâlnire. Bună, Măriuca, și să Continuăm. ne propunem și astăzi să facem o lecție frumoasă. Ne-a rămas undeva lecția de data trecută, dar nu putem începe decât să rostim rugăciunea, ca să avem așa încredere că ne va ieși o lecție din nou frumoasă. Așadar, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Să Dumnezeu să ne ajute și să pornim lecția. Așadar, Mărica, îți amintești că am făcut parcă eu unul și eu unul ne-a dat doi, nu? Eu uite pe care tot așa. Da, doi. Am și scris aici. Eu unul egal cu doi. Doi pe unul, adică doi. Da? Pentru că tu ai făcut... Am făcut așa o șmecherie de... Am muncit și... Te-ai supărat. Da. Dar ți-a trecut supărarea de ieri, că așa am aranjat de rapid. Să trecem acum la E2. Cred că ne duce la aceea cu puteri și repede să o lucrăm. Te la îndemână asta. Okay, perfect. Doi, so it's pe doi. Nu, numai expresia. Asta cu puteri. Și până înlocuim. Nu o punem. Puteri. Deci, perfect. Da? Ah, puteri, scuze. E 3 la 10. Vorbesc. 3 la 10 plus 3 la 11. Totul supra 3 la 11 plus 3 la 12. Egal. Eu vreau să scot factorul comun. Așa. Deci insistă, spune prietenul noștri că atenție că e mare pericol. Nu cumva să simplificați 3 la 11 cu 3 la 11. Este sumă și doar la... Produs. A produs. Deci numai când avem produs, atunci simplificăm. Corect. Pentru asta îți aranjezi produsul. De fapt, asta faci tu acum. Da. 3 la 10, adică cel mai mic, îl păstrăm, plus 3 la 10 ori 3. Sau 3 la 1. Jos. 3 la 11, cel mai mic, plus 3 la 11, ori 3. Pur și simplu am despărțit pe 3 la 12 ca să conțină, ca să avem factorul comun și după aia am pus restul. Perfect, perfect. Egal. Acum scriem factorul comun sus, 3 la 10, pe lângă. Acum punem restul. 1, trebuie să puneți 1 de la 3 la 10. Foarte bine. Plus 3. Perfect. Dacă, de exemplu, era 3 la 10 minus 3 la 11, puneam minus și nu plus. Corect. Exact ce a rămas, semnul să păstrăm exact acolo. Bine, punctează toate lucrurile acelea care crezi tu că sunt importante, cum ai făcut acum, continuu mai departe. 3 la 11, factorul comun, pe lângă 1 de la 3 la 11, plus 3, adică restul. Dacă restul era 3 la 2, puneam ori 3 la 2 sau pur și simplu 9. Perfect. Acum, egal.
scriem factorul comun 3 la 10 ori cât ne dă în paranteză. Adică 4 în cazul nostru, la fel și jos. 3 la 11 ori 4. Egal. Acum, pentru că este produs, putem să simplificăm 4-ul, adică scăpăm de el. Bun. Și devine 3 la 10 supra 3 la 11. Până nu vă gândiți că m-a pus să fac 3 la 10 sau 3 la 11. Nu fac asta. Cam uitat ce facem acum. Facem împărțirea. Ai de făcut împărțirea două puteri care au aceeași bază, la îndemână. Ok. Uite, o idee a lui Mimi îți spune așa. Hai să scrim pe 3 la 11 ca fiind cu 3 la 10. Deci să scrim egal cu 3 la 10 ca să fie și mai pe înțelesul prietenilor noștri. 3 la 10 supra. În loc de 3 la 11 să zicem... Zi tu. 3 la 10 ori 3. Perfect. Și acum ce mai stăm? E foarte simplu. Simplificăm, se vede cum a fost 4, 4 mai înainte. Deci, 1 pe 3. 1 pe 3, corect. Dar 3 la 10 cu 3. Bine, dar 1 pe 3 nu e... Deci 1 pe 3... Stai, dar ai uitat să pui că asta, egalul este parte din... Asta e nu cu 2x-ul. Deci 1 pe 3 este și rezultatul, nu mai avem ce face, da? Da. Nu mai spunem problema să o mai simplificăm ceva, nu avem ce, rămâne 1 pe 3, e 2, deci e 2 egal cu 1 pe 3. Punctează tu ce crezi că s-a urmărit prin exercițiul acesta, prin e 2, prin expresia asta. Spune-le lor. Dacă știm să scoatem factorul comun în evidență, dacă știm că trebuie să punem 1 de la 3 la 10, așa, că scoatem 1, tot 3 la 10. Foarte, foarte important să subînțelege că este 1 acolo. Da. Dacă v-ai mai ușor, puteți să puneți și ori 1, dar na. Am fi putut spune ori 1, dar să subînțelegi. O secundă să scriu 1. Și o secundă e o secundă, deci. Dar în fine. Am mai și urmărit dacă știi cum să simplifici sau când să simplifici. Așa, adică atenție multă. Cu asta trebuie să puntez. Atenție multă, nu simplificăm în sumă. De-abia când am ajuns produs, atunci simplificăm fracția. Asta a fost miezul problemei. Simplificarea. Că a fost capcana asta, 3 la 11 cu 3 la 11. Și aici, cei care s-au grăbit și n-au fost atenți, au tăiat repede și au dat drumul. Și știi ce se întâmplă? Rămâne 3 la 10 supra 3 la 12. Iar este greșit pentru că 3 la 12 înseamnă 3 la 10 ori 3 la 2 și rămâne 1 pe 9, nu 1 pe 3. Și-ai terminat totul. De aceea profesorul când vede că ai făcut așa ceva, explică-le tu că e mare, mare pericol, nu? Așa trebuie să înțelegi. Este nota 3. Nota 3, dacă el este drăguț, dar dacă este mai dur, dă chiar nota 2. Acum să ne întoarcem și să vedem ce devine proprietatea după ce am finalizat calculul la E1 și E2. La E1 era 2, deci acum 3x plus 2 egal cu 1 pe 3. Deci nu, egal cu x pe 2.
Scuze. Egal cu x pe 2 plus 1 pe 3. Plus 1 pe 3. Așa. Care e obiectivul? Da. Ce obiectiv avem? Să ne fixăm obiectivul. Eu aș vrea să scăpăm de 2-ul ăla. Sau... De 2-ul ăsta de aici, da? Da. Bun, scăpăm, dar știi, nu face decât să consumăm timp. Cred că obiectivul este să ajungem așa, să fie o fracție egală cu altă fracție și să aibă același numitor aici. Okay. Și atunci egalăm numărător, nu? Ăsta e obiectivul până la sfârșit. Atunci transformăm 3x și 2-ul în altă fracție. 3x-ul și 2-ul ăsta? Adică... Putem să depunem numitorul 1. Da. Adică putem totul să fie cu numitorul 1. Că amândouă nu au niciun numitor. Da. Deci putem scrie 3x plus... Pun aici pe loc ca să nu mai scriu încă o dată. Deși nu respect cum trebuie, pentru că eu vreau totdeauna să fie linia de fracții în dreptul egalului. Urmăresc foarte multă chestia asta. Și pun aici unul, să se înțeleagă aici. Bun. Și acum? Trebuie să fie același numitor peste tot. De ce ai pus x2? Cum? Deci am pus x pe 2? Da. Așa mi-a venit mie să pun în negheșițiu. Nu-i problemă. Dar noi ne putem gândi că putem mișca. Că tu ai vrut să-ți cazi x-ul. 2 pe aici. Știi de ce? Pentru că am vrut să fii mai diferit, că totdeauna scădeam un x în ambii membri. Acum nu mai poți scădea x-ul ăsta pentru că e legat de 2-ul. Deci trebuie să rezolvăm mai să fie numitorul comun aici. Ok. Oh my God. Aflăm așa, numitorul comun. Fiind o adunare, aflăm numitorul comun. Cât e numitorul comun? Numitorul comun. Doi ori 3, 6. Corect. Deci, cu 2 ori facem cu de 3 și cu 3. Deci la fracția care are numitorul 2 amplificăm cu 3. Asta și la fracția care are numitorul 3 amplificăm cu 2, pentru că 6 acela la care te-ai gândit tu se împarte și la 2 și la 3. Deci e bine. Echivalent cu, zicem acum. Prima o lăsăm 3x plus 2 totul supra 1. Egal cu? Punem numitorul comun acum. 6. 6. Și devine 3x. Bine. Plus 2. Așa. 3x plus 2. E, visul nostru să fie și în stânga și în dreapta. Da. Același numitor. Acum, cele două fracții, una are 1 și alta 6. Să vede care e numitorul comun. Între 1 și 6. 6 la prima și o a doua. 6, sigur că da. 6 este. Deci amplificăm cu 6 și cealaltă cu 1. Nici nu mai punem. Da? Echivalent cu? Echivalent cu 18x. 18x. Plus 12. Perfect. Atenție multă. Spune-ne, insistă pe chestia asta. Când amplificăm tot numărătorul. Da. Deci cu 6 mulțim tot ce este sus acolo. Da? Totul supra 6.
Deci 6 ori 1, 6. Așa se mulțește, nu? Așa se amplifică o fracție și numărătorul și numitorul. Egal cu? Egal cu, copiem, 3x plus 2, totul supra 6. Așa. Sănătate. Mulțumesc. Echivalent. Ai atins performanța, ai același numitor, ești fericită. Fracțiile, ca să fie egale, ce trebuie să se întâmple neapărat de acolo? Deci numărătorul egal cu numărătorul. Nu? Fiindcă vezi, tu ai egalitatea două fracții în care numitorii sunt același, nu? Sunt aceiași. Ok, da, ce facem cu numărătorii? Asta nu știu. Deci, din clipa în care proprietatea de caracterizare, asta care am avut-o, s-a dus în echivalenta ei, adică am dus-o în două fracții egale, cele două fracții au același numitor, ți-a atins obiectivul și atunci neapărat nu rămâne o altă șansă decât numărătorii să fie egale. Deci câtă vreme am egalitatea a două fracții cu același numitor, se transmite obligația egalității spre numărători. Deci de aici rezultă 18x, vorbește tu. 18x. 18x plus 12. Da. Egal cu? Egal cu 3x plus 2. 3x plus 2. Eu mă insist încă o dată aici, Măriuca, ca să ții să-ți fie clar și tuturor prietenilor. Deci noi trebuia să găsim toți x-ii natural care se verifică și proprietatea asta. Proprietatea dată, după ce am calculat pe E1 și pe E2, s-a aranjat mult mai ușoară, mult mai la îndemână, plăcută ochiului. E doar atât, 3x plus 2 egal cu x pe 2 plus 1 pe 3. Și visul tău, visul nostru, al celor care lucrăm, este să ajungem la egalitatea a două fracții cu același numitor. Adică, cum vedem aici, 18x plus 12 pe 6 egal cu 3x plus 2 pe 6. De ce ne propunem asta? Că în clipa în care avem egalitatea a două fracții care au același numitor, obligatoriu să transmite egalitatea de aici prin numărător. Nu pot să fie două fracții egale care au numitorii egali decât numai dacă numărătorii sunt egali. Numai dacă. Și deci, egalul de aici dintre fracții se transmite spre cei doi numărători. Adică numărătorul 18x plus 12 egal cu 3x plus 2. Aș vrea aici să mai fac un pic de... să mai insist un pic. Să știi că putem ajunge deodată fără să mă duc la 6, nu știu ce, de la început să fie eliminat numitorul, Măriuca. Uite, după ce am scris 3x plus 2 egal cu x pe 2 plus 1 pe 3, tu ai spus că numitorul comun este cât? Cât 6. Ai zis? 6. Te-ai uitat numai în dreapta. Dar te puteai uita și la 1 de aici. Și atunci 6 ăla împărțim la 1. Deci cum am împărțit pe 6 la 2 numitorul comun și am amplificat cu 3, cum am împărțit și pe 6 la 3 și am amplificat cu 2, puteam să împărțim și pe 6. Deci se poate și nicoace de egal să privim. 6 împărțit la 1 și amplificat mai și cu 6. Și venea 6 ori 3, 18, x, plus 6 ori 2, 12, vezi? Deci se putea mai înainte cu o etapă. Însă eu am lăsat-o ușor, ușor, cu gândul ca să rezolvăm pentru partea dreaptă numitorul comun. Dacă am fi avut și în stânga, făceam și asta. Pe urmă urma să facem numitorul comun la cele două și pierdeam niște timp. Însă dacă prin șmecheria asta, că te poți uita de la un cap la altul și stabilești numitorul și pe urmă după ce l-ai stabilit, amplifici pe fiecare, poți să renunți la numitorul ăla comun. Că în ultimă instanță așa se va întâmpla. Vom renunța și va rămâne doar asta. Rezultatul amplificării.
6 ori 3, 18x, plus 6 ori 2, 12, egal cu 3x plus 2. Da? Și de aici încolo, hai să continuăm, te rog. Scăpăm de 3x? Sigur că da. Scăpăm de 3x. Ca să x o să fie numai în partea stângă. Minus scăpăm 3. De 3x. Deci minus 3x, da. Și echivalent cu. Dar pot să zic și devine? Deci, okay. Echivalent sau poți rezulta acesta nu-i bine. Egalitatea devine. Egalitatea am dus-o într-o echivalentă a ei. Deci, mergem cu echivalent, da? Bine. Echivalent cu... ...15x. Perfect. 15x. Plus 12. Da. Egal cu... 2. 2, corect. Dar dacă era dacă era 3x minus 2, era minus 2? Deci da. Dacă ar fi fost 3x, încă o dată? 3x minus 2. Dacă așa, dacă ar fi fost minus 2, spuneam, adunăm cu plus 2. Ok. Da? Deci tu acum te-ai debarasat de cine? De 3x. Deci ai rezolvat-o cu 3x. Ai scăzut minus 3 și rezultatul... tu mă întrebi aici, în clipa în care ar fi fost minus 2, ce aș fi spus? Minus 2. Așa spuneam, minus 2. Când a dispărut 3x-ul din față și a rămas doar 2-ul, dar cu minusul a rămas. Bine ai spus aici. Deci rămânea 2-ul cu minus, cu semnul lui. Acum, ce propui? Propun să scăpăm de 12. Așa, propui să scăpăm de 12 și să rămân numai cu x în stânga. Corect. Dar contează în ce parte înclin eu? E necunoscută? Nu contează, că până la urmă tu tot întorci egalitatea invers. Dar parcă ochiul, noi când scriem din stânga spre dreapta, scriem. Da. Scriem din dreapta spre stânga. Și deci ăsta e motivul. Dar și la mulțime vidă contează cum tai? Nu. Obișnuința așa s-a făcut. Deci tu mă întrebi dacă așa... Că eu tot timpul fac opus. Sau dacă așa. Ei, nu prea. Nu vedem așa. Totdeauna așa. Este un simbol din greacă, cumva. Dacă scriu așa? Este așa. Dar e greșit dacă... Dacă îl tai așa? Da. Nu e greșit, dar cineva care îl zgâie la ochi, așa, care... Da, pot să-l zgârii la ochi, așa nu-i place și staie, ci că nu știe așa să face. Și el are dreptate și cu asta basta. Și ca să nu-i dăm noi ocazii, facem așa și noi. Da. Stupid, dar în fine. Ok. Continuăm. Scade în 12 din ambii membri. Deci minus 12 în ambii membri și devine. Și devine. Dacă încep un nou rând în caiet, trebuie să pun două echivalent cu? Da, deci dacă ai pus aici echivalent, nu e, dar eu fac asta. Eu spun echivalent aici ca să se înțeleagă, că nu e nimic rău dacă am făcut. Să înțelege că este echivalentul de data trecută de la rândul acela. Da? Ok. Acum devine 15x. Bun, 15, da, corect, ai spus bine, 15x. Egal cu, acum să te văd. Minus 10. Minus 10, că noi știm asta și o să punctăm asta. Iată-ne că am venit cu un moment de acesta că eu n-am anticipat foarte bine calculul până la capăt. Știi bine că l-am pus, l-am,
l-am aranjat acolo la prima vedere și m-am pus acum într-o situație dificilă că 2 minus 12 trebuie să fac. Și 2 minus 12 fac minus 10. Da. În condițiile acestea nu am altă alternativă decât... Mă rog, dacă aș fi vrut să pun minusul aici, că minusul de aici va fi până la minus 12 și să așează ieșițul. Ca, iată, prietenii noștri să nu fie foarte panicați când îi dă ceva cu minus. Dar noi păstrăm ideea. Păstrăm ideea că cât de repede noi facem și în mulțimea numerelor întregi și cu minus, da? Deci de ce spunem echivalent? Că doar nu este împotriva matematicii. Dar de ce 0 este mai mare decât orice număr cu minus? Păi uite, o să... Asta e întrebarea ta? Trebuie să răspund, dar nu uita. Astăzi trebuie să spui, mi-amintești tot timpul, vreau să văd cu minus, toate lucrurile cu minus, ca să mă conving eu să înțeleg bine, da? Și noi o să discutăm asta. Okay. Deci, x de aici egal cu cine? Adică ce e în dreapta? Minus 10? Minus 10 supra 15. Exact. Minus 10 supra... Scriu eu asta pe un segment, habar n-am. Păi asta o să discutăm și asta este... Iată cum s-a evit ocazia în timpul lucrului, nu? O situație nemai întâlnită și ne determină să ne ducem să lămurim și numerele acestea cu minus. Cum se întâmplă? Unde sunt acestea? Care e problema cu ele, da? Vom discuta îndată. Dar fracția 10 pe 15 se simplifică? Nu aparține... No, dar ea mai poate fi simplificată. 10 cu 15, prin cât? Prin 5. Prin 5, sigur că da. Bine, și prin 2, dar na. Nu, prin 2 nu merge, că 15 nu. Nu vrea 15. Numai 5. Minus 2? Da. Supra 3. Minus 2 pe 3. Acest minus 2 pe 3 nu este număr natural, da? Că știi, noi trebuia să găsim numere naturale, spune. Asta nu aparține... Nu aparține lui N. Așa am făcut. Da. Măriuca, nimeni spune că să insistăm ca N-ul să fie cu linie dublă la din stânga, pentru că printr-un simplu N înseamnă că poate să fie o literă. Așa scriu. Da, așa scrie. Da. Deci minus 2 pe 3, care... Cred că e un pic ciudat. Pare ciudat, dar prin linia asta anunțăm că e mulțimea numerelor naturale. Asta e motivul. Și dacă doar scriem nu? La fel când o să vedem mulțimea... Q nu. Q? Nu mai punem Q. Dar Q de ce nu se pune o linie înainte? Sau un... sau o... Se pui așa două linii, nu? Nu. Deci Q, prin Q așa notat... E mai rar întâlnit notația asta ca un punct pe dreaptă sau ca un punct în plan sau cum știu ce. Noi o folosim de regulă ca fiind prin Q notația mulțimii numerelor raționale, mai puțin ca mulțime. Când noi când începe să zicem mulțimea A, B, C, D, până ajungem la Q, mai durează. Deci A e cu mulțime vidă. Deci A egal cu mulțime vide. Am terminat problema. Puteam să zic asta la început. Da, puteam să începi cu A egal mulțime vide la început. Sigur că da. Lasă mulțime foarte bine, mult. Mai clar, ceea ce am făcut acum este foarte important. Mergem mai departe și ne ocupăm de mulțimea B. Începem. B.
Acum nu mai putem să mai facem prin divizori. Nu, nu-i chestia cu divizori, pentru că sus nu am și da. Nu spun aparține numerelor naturale fracția. Deci e vorba de a găsi pe cei și pentru care, dacă îi înlocuim, să fie mai mare ca 1. Da? Deci să luăm proprietatea. Și trebuie să fie număr natural. Sigur că da, și x naturale, categoric. De 7x plus 1, vorbește tu, te rog. Bine. 7x plus 1, totul supra 10x minus 2. Mai mare ca 1? Da. Echivalent cu când o fracție e supraunitară? Asta e întrebarea și. Supraunitară atunci când... Numărător, așa se cheamă ăla de sus, numărător. Da. 7x plus 1 da. Este mai mare da. Decât 10x minus 2. Pare. Echivalent, să vedem cum organizăm treaba. Putem să scăpăm de 7x. Așa, deci cel mai mic. Deci scădem 7x peste tot. Minus 7x. Dar cum scădem 7x din 1 și 2? Ai, nu. No. Din 10x. Că doar nu trebuie să scădem din fiecare. Scădem deci... din aceia în care sunt la fel. Ah. Da, okay. Din aceiași care sunt la fel. Nu-i ca atunci când înmulțim, mulțim peste tot, că tu te-ai amintit, ai peste tot. Era vorba la mulțire sau la împărțire. Dar aici este un termen asemenea, 7x, seamănă cu 10x și noi facem operația numai la ce e în x, ne uităm, nu? Că scădem 7x în ambii membri. Și cât face? X trebuie să 1 este mai mare decât 3x minus 2. Mai mare decât 3x minus 2. Și nu-ți place așa că e necunoscută în dreapta și atunci ce faci? Privești invers. Păi și... ok. Deci complet privești invers inegalitatea. Cum vei spune? 3x minus 2? 3x minus 2 este mai mic decât... Așa. Mai mic decât 1. Dar ce se întâmplă dacă nu mai am loc să zic și sus echivalent cu? Deci nu mai ai loc să scrii echivalent? Da, trebuie să scriu dedesubt. Păi eu uite cum fac eu aici echivalent și scriu dedesubt. Echivalent cu? Nu mai am rând să mai scriu și sus. Deci nu mai ai loc de unde să faci simbolul? Da. Unde da. Mai loc unde să faci simbolul? Nu nimic. Treci în partea asta și dacă ai spus echivalent în partea asta, să sub înțelege. Ok. Acum... Căpăm de 2? Da. Să rămân numai necunoscută. 3x? N-am... Deci mai facem și baraia. Sau dacă zice pur și simplu 3x. Așa, dar să subînțelegi, dacă tu faci operația și nu mai ai loc acolo, să subînțelegi că nu tot timpul o să punem, adunăm 2, nu știu ce, când mărim ritmul și ne am înțeles ce facem, o să vezi că merge mult mai repede. Acum înțelegem ce facem? Acum facem așa lent, dar acum dacă tu scrii 3x mai mic decât 3, eu am înțeles ca profesor că tu ai adunat pe 2 în ambii membri. Ok. Da? Deci eu înțeleg asta, că de-aia sunt... Atunci așa scriu eu. Corect. 3x mai mic decât 2. Puteai să scrii 1 plus 2 pentru prietenii noștri. Chiar să scriu eu așa. 1 plus 2, eu adică echivalent cu a spune că 3x mai mic decât 3. Ok. Acum...
X egal cu... Nu e egal. Împărțim totul prin 3. Da. Noi nu mai suntem cu egal, suntem cu mai mic. Și păstrăm sensul acesta. Acum e X. X mai mic decât 1. X mai mic decât 1. Adică X natural. Nu, așa am zis, naturali. Și care sunt X și naturali mai mici, mai mic decât 1? Strict mai mic decât 1. 0. Atât. Atât. Deci rezultă X egal cu 0. Vidă și 0. Exact. Deci mulțimea A e mulțimea vidă, iar mulțimea B e egal cu mulțimea formată dintr-un singur element, din elementul 0. Iată, ne și într-o situație de asta, a nu se înțelege că mulțimea B nu are nimic. Are, îl are pe 0. Are un element. Abia A nu are niciun element. A nu are niciun element. E mulțimea vidă. Chiar dacă, logic, ambele înseamnă că e nimic, dar na. 0 e numărul. 0 este element. Pe când mulțimea vidă, nici măcar pe zero nu l-are. Dar tu spui așa cantitativ, nu? Cantitativ, așa. Același lucru înseamnă că dacă nu are, îl are pe zero, ce-o fi cu zero? Ba da, zero este un element care poate să o face distinctă pe B față de mulțimea A.